Viața este o cursă de maraton. Mă știu energic de mic. Cea mai mare pedeapsa mea era să stau în casă. Am acasă sute de medalii. Mama le ține la loc de cinste. Viața este o cursă de maraton în care întâlnești tot felul de situații neprevăzute care te pun la muncă și ca să ajungi la finish trebuie să le depășești. Cred că eu am intrat în viața alergării. Mă știu energic de mic, cea mai mare pedeapsa mea era să stau în casă. Și nu știu, mă știu activ mereu. Nu aș putea să-ți spun momentul când a început totul. Știu doar că în 2006 a fost prima dată când am urcat pe prima treaptă a podiumului la o competiție de alergare. Și de atunci am zis că eu trebuie să fac treaba asta mult mai serios. Ce vârstă aveai atunci? Nu știu, cred că 14-15 ani. Tatăl meu a văzut lucrul ăsta, că veneam transpirat mereu în casă și înfometat, m-a întrebat dacă nu vreau să fac sport într-un cadru mai organizat. Și atunci am fost luat de mână și am mers la liceu sportiv pentru fotbal, dar mi-am ales eu un sport individual în care toată munca depusă să se vadă în rezultatul final. Și uite așa am îmbrățișat atletismul și de 20 de ani încă îl țin aproape. Din punct de vedere fizic au fost destul de multe curse, dar nu aș spune că una din acele curse a fost cea mai grea. Nu știu, cred că cea mai grea cursă încă nu s-a terminat și tind să cred că toată perioada asta în care am făcut sport e acea cursă. Și sper eu să o duc până la capăt. Cea mai grea cursă din punct de vedere fizic a fost o cursă în Statele Unite. Sunt singur român care a participat la acea cursă. A fost o ștafetă de 550 de kilometri în 6 oameni. Am alergat din Santa Monica până în Las Vegas. În ștafetă. 550 de kilometri. Da. Și iar partea mea de alergare a fost de 120 de kilometri. Nu suntem mulți maratoniști în țară, din păcate, de aceea pot spune că sunt printre cei mai rapizi maratoniști. Mi-aș dori ca numărul maratoniștilor de performanță sau numărul alergătorilor de performanță sau nivelul atletismului românesc să crească, dar da, sunt, să zicem, cel mai activ maratonist român. Dar ce înseamnă cel mai rapid? Cu siguranță se referă la timpul de alergare pe maraton, dar totodată nu m-aș considera 100% maratonist. Cred că cursa de maraton, deși are 42 de kilometri, are nevoie de foarte multă experiență pentru a te numi un maratonist. Eu sunt un alergător mai muncitor, așa să zicem. Sunt campion național la 1500 de metri și sunt campion național la 50 de kilometri și am și record național la 50 de kilometri. Deci, cumva, sunt prezent în pe mai multe distanțe și de aceea nu vreau momentan să mă numesc maratonist. Mama mea ține cont și știe tot calendarul meu competițional. Deci eu dacă nu știu ce competiție va fi peste 2 săptămâni, o întreb pe mama, pentru că ea știe tot, nu-i scapă nimic. E acum și prietenă cu internetul și nu-i scapă absolut nimic. Ce ți-a zis când ai venit cu prima medalie acasă? Prima medalie în 2006, pe 1 aprilie, la Sfântul Gheorghe a fost competiția. Un campionat național de cross. Sincer, nu mai știu, dar eu am intrat foarte mândru în casă cu medalia la gât și eram așa, eram președinte, să zicem așa. Nu știu, eram foarte mândru, deși eram mic, dar era munca mea și știam că ceea ce am făcut e o mândrie și pentru ei, nu doar pentru mine. Am acasă sute de medalii, mama le ține la loc de cinste. Nu am loc aici în București să le țin și le-am trimis acasă la Botoșani. Și am o cameră plină de medalii și de cupe. Mi-a pregătit mama un mic muzeu. De 20 de ani pot să spun că mă antrenez zilnic. Cea mai lungă pauză a fost de 2 săptămâni.
cumva dacă nu alerg într-o zi, înseamnă că ceva e neregulă și trebuie să fac puțină mișcare. Puțină însemnând minim 10 km. Alerg peste tot, tot București, să zicem, e la un pas de alergare distanță. Aș vrea să fac asta, să motivez oamenii din jurul meu în continuare și să înțeleagă că sportul este important. Nu mă refer aici la sportul de performanță, mă refer aici la sportul de masă. Indiferent dacă ești la o jumătate de oră de plimbare în parc sau o jumătate de oră de alergare, e un plus pe care ți-l aduci ție, în primul rând. Iar când sportul te mai îndeamnă și către fapte bune, cu atât mai mult. Da, bă, o să ne dăm seama de lucrul ăsta peste, să zicem, câteva alergări. Și mai ales atât timp cât poți să și ajuți prin participarea la un eveniment, vei fi de două ori mai mulțumit de ceea ce faci. Nu aveam cum să spun nu. Sunt un împătimit, să zicem așa, alergării și găsesc motiv prin orice. Să ies din casă și să alerg. Și mai ales atunci când poți să ajuți prin pasiunea pe care o ai, e cel mai bun lucru. Te bucuri și de mișcare, dar totodată ajuți. E bine să alergăm pentru viață? Păi clar, trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și cred că ar trebui să fie prima motivație. Sportul te ține sănătos și deși cumva e undeva la mijloc, nu e un adevăr 100%, dar tind să cred că atâta timp cât faci sport la un nivel moderat, îți ține cumva viața în picioare și da, vreau să alerg pe 7 octombrie. Mereu am mers pe ideea că sportul este sănătos și atâta timp cât o competiție scoate în evidență lucrul ăsta și nu doar, nu aș putea să o numesc o competiție, e un eveniment, un eveniment pentru viață. Sunt, să zicem, minim 5 pași simpli. În primul rând este să îți dorești acest lucru și să nu-ți pui obiective mărețe. Foarte multă lume își propune 120 de kilometri, vreau să aleg maraton peste o lună, două, trei. Nu, trebuie să ieși din casă să faci puțină mișcare. Ar fi bun și un consult medical. Poate nu de specialitate, dar măcar medicul de familie să-ți spună dacă este ok să practici un anumit sport. Poate nu alergarea, poate vrei not, poate vrei bicicletă, orice sport este binevenit. Să aibă răbdare, să aibă puțină grijă și la alimentație și să zâmbească. Este o problemă la nivel național și sunt femei care au nevoie de sprijinul nostru și de aceea am zis că eu trebuie să fiu prezent și trebuie să ajut acest proiect să meargă mai departe și să fie cât mai cunoscut. Dă un sens vieții tale, susține viața!